Preotul Ciprian Dragomir de la Biserica Fundeni din Câmpul organizează periodic colecte de haine, încălțăminte, rechizite școlare, alimente, jucării, produse de uscaznic și mobilier mic. O nouă acțiune se va derula pe 22 ianuarie, după cum precizează preotul într-un anunț postat pe un site de socializare. Fiindcă au trecut mai bine de trei luni de la ultima noastră mobilizare filantropică, în afară de cea specială de sărbători, vă invităm luni pe 22 ianuarie 2018 să strângem haine și încălțăminte sortate pe vârste, curate și aerisite, produse de uscasnic, plăpuni bune, pături, seturi de pat, tacâmuri, farfurii, oale, ibrice ștergare, perdele, etc. Toate măcar foarte bune, dacă nu noi. Produse de igienă, detergenți, săpunuri, paste și periuțe de dinți, role de hârtie, etc. Rechizite, topuri de hârtie, pixuri, stilouri, gume, creioane normale și colorate, caiete, blocuri de desen și culori, pensule, echere, etc. Chiar și mobilier mic, scaune, măsuțe, seturi pliante. Deci luni 22 ianuarie 2018, între orele 7 și 20, la Biserica Fundeni din Câmpul Lung Mușcel. Pentru a putea fi distribuite mai ușor hainele și încălțămintea trebuie aranjate în cutii sau pungi inscripționate pe categorii de vârstă. Fiecare dintre noi ar trebui să participe la astfel de acțiuni, motivele fiind atât de ordin spiritual cât și de ordin material.